Invitatul interviurilor PS News de astăzi, devenite săptămâna asta, așa cum am spus, dialogurile PS News, este un foarte bun prieten al meu, ziarist de presă scrisă, virusat și el cu televiziune, așa cum am pățit mai mulți dintre noi. Bine ai venit, Victor Ciutacu! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu drag, te mai așteptăm și după momentul ăsta electoral. Evident că dialogul nostru nu poate să meargă decât în zona electorală, asta al campaniei. Și în primul rând aș începe cu întrebarea de dacă tu vezi că a viciat această campanie electorală, deși nu e prima care trece prin procedura asta, de modul de a se alege primarii și la Consiliul Județene aleșii cu un singur tur de scrutin. Ca să fie un trend democratic, nu ar trebui să strică viciată. Sigur că una peste alta e infinit mai legitim un primar ales în două tururi decât un primar ales într-un tur. Hai să zicem la vagul interes electoral existent acum, dacă ajungem la 40% prezență, ceea ce nu cred, hai să dăm o cifră optimistă, și câștigă un primar cu 25%, deci omul câștigă cu 25% din 40%, adică cu o reprezentativitate de 10%. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, însă n-am inventat noi roata, nici apa caldă de la bloc și nu este unicul sistem electoral de acest tip de nume. Și la americani se alege dintr-un tur, și în alte părți se alege dintr-un tur, adică n-am făcut noi o premieră. Unii au considerat că e suficient de reprezentativ și noi, din niște interese politice evidente, pe care acum au ajuns să-și le nege, actualii liberali, la vremea respectivă, o parte dintre ei foști pedeliști, și-au trecut legea în bună înțelegere cu ceilalți. Că povestea asta datează de pe vremea lui Băsescu, nu e prima tură de... Hai să fim serioși. Ultimii primari au fost aleși tot într-un tur și nu s-a tăvălit nimeni pe jos. Și tot în bună înțelegere au lăsat să treacă și ordonanța lui Dragnea cu primarii și inclusiv ultima găselniță, povestea asta cu campania electorală, ultima lună, care din punctul meu de vedere și... Mă gândesc că și din al tău, chiar m-ar interesa să ne spui cum o vezi, mi se pare probabil cea mai bleagă campanie electorală de din 90 până astăzi. De când m-am apucat eu de ocupat instituțional de campanie electorală, adică de 96 încoace, în 95 să zic m-am apucat de scris politică, în 96 au fost primele alegeri. N-am văzut atâta blegeală niciodată. Și e perfect explicabilă din foarte multe puncte de vedere. Odată la mână că e campanie în care n-ai voie să faci campanie. Mi se pare genial. Deci ai voie să pui bannere înainte de campanie, ai voie să te tăvălești în clipuri electorale înainte de campanie, dar n-ai voie în timpul campanii. Nici nu știi dacă candidează cineva pe București, că au voie să lipească cărțile alea poștale pe niște... Așa. Pe de altă parte, dacă mă întreb, campania asta electorală e viciată infinit mai mult de DNA decât de legislație. Și aici vreau să ajung. Se pare că DNA-ul s-a implicat mai mult decât e cazul. Profund. Și s-a implicat pe niște chestii. Eu nu spun, că toată lumea are o fixație și ce vrei, domnule, să se oprească DNA-ul, asta e... Nu, domnule, nu vreau să oprească DNA-ul. Dar vreau ca DNA-ul, dacă cercetează niște fapte, pentru că, înțeleg, l-ai prins pe fraier cu mâna pe bani. Evident, faci flagrantul, ceea ce DNA-ul nu prea reușește, după câte vedem, da? Și l-ai luat, da? Normal că nu te oprești, dar pentru trafic de influență sau abuz în serviciu sau toate infracțiunile alea inventate și definite atât de vag și de general în codul penal, petrecute acum 7 ani, acum 8 ani, acum 10 ani. Hai, Dumnezeu, să fim serioși că puteai să iei și până în campania electorală și poți să iei și după campania electorală, da? Brusc toate dosarele de neau, de alea de 10 ani, uite cum a fost la Onțanu. N-a niciun vag sentiment de simpatie pentru Onțanu. Nu-mi place nici ca om, nici ca primar, nici ca ce vrei tu. Dar, pe bune, fapta aia pe care a comis-o, dacă a comis-o, cu Dobrescu, cu Oprea, cu cine a făcut-o, cu Borcea, habar n-am cu cine până la urmă. Avea 10 ani sau 11 ani de zile. E, după 10-11 ani de zile a picat la zar povestea lui Onțanu taman când să-și anunțe la candidatura pentru al N+1 le-a mandat, că nici nu mai știu, pentru al câtea. Ai, pe bune. Da, știi, au fost și cazuri. Tot aud povestea, domne, a făcut Borcea denunțul din pușcărie și n-am mai putut să ne ținem. E extraordinar. Da, e corect. Dar câte denunțuri s-au făcut și să țin de nici nu să atingă ele de atâta amar de vreme. Despre asta vorbesc, nu de faptul că DNA-ul de-aia l-a înființat. Atâta timp cât decizi politică trebuie să existe, trebuie să se ocupe de fapte de corupție. Da? Dar să se ocupe de fapte de corupție într-o logică prin care să nu ne adă proști, atâta tot. Da. Eu n-am o problemă cu acțiunile DNA de
și nu, nu, asta cu asanarea vieții politice pe mine mă scoate de miz. DNA-ul nu e instanță morală. DNA-ul e premergătoare instanței penale, da? DNA-ul trebuie să se ocupe de lucruri penale, nu de curățenia clasei politice. DNA-ul nu e Biserica Ortodoxă Română și nu e școala de maniere și morală. Pe de altă parte, sunt de acord cu tine. A fost acțiunea DNA-ului care a redus un pic motoarele în campanie, dar nici partidele politice, astea mari cel puțin, nu au mai avut parcă niciun suflu. Și au lăsat liderii în fundul gol pe românește. Păi cel mai bun exemplu, Ludovic Orban. Da. E normal ca un candidat în America să umble el că a apucat-o până oraș după bani. Pui un glob de sticlă pe el 3 luni, 6 luni exact. De când îl anunți, nu-l lași să se vadă nici cu rudele lui dacă știi că au o problemă de imagine. De acord. Și o armată de consultanți, de financiar, de mandatar. Deci, PNL-ul a reușit să pună candidați într-o lună mai mulți decât a pus ăla director la operă, adică era competiție. Apropo, din trei zile, ori să schimba candidatul la PNL, ori directorul de la operă. Mie mi-a plăcut, a fost superbă perioada aia. Apropo, cine e șeful de campanie al PNL-ului, știi? Te-am blocat. Eu știu că e purtător de cuvânt al campaniei PNL-ului Cezar Preda, că am tot vorbit în ultima vreme cu el. Nu știu dacă există și un șef. Da, e un domn Bolojan. Cine? Bolojan. Asta mi se pare genială. Primarul de la Oradea e șeful de campanie pe București. Și îți vine să crezi că este șeful de campanie nu pe București, dar țară, atenție. Adică e un fel de cum era Blaga pe vremea PDR-ului, care, mă rog, își sufla mânecile și îl vedea Bolojan acolo. Bolojan e un Blaga wannabe, știi? Da. Că mai stai și de oră cu liberal, de ăștia, mă rog, care... Ți-am pus întrebare că să știi că și eu am aflat tot recent informația asta. Și Bolojan e căzut în admirația lui Blaga și el e convins că totul trebuie să facă ca Blaga. Și el, Bolojan n-a priceput un lucru, că și vremea lui Blaga s-a dus. Adică e altă generație, e altă poveste. Blaga e pe codul vechi, cum zicem noi băieții pe oraș, da? Da, pe vechi. Nu se mai merge pe vechea cu... E cu tinerii frumoși și liberi, e cu alte povești. Adică toate alea, la Blaga mergea când era cu Micu, cu Berea, cu Bănuțul, dai buletinul, iei buletinul, iei buletinul de vot, nu iei buletinul de vot. Da, avea și contrapondere pe partea aia, aveai un Vanghelie, aveai oameni care făceau exact același lucru, un Cosmâncă, un Mitrea. Ăștia erau dumnezei de față de ororile care... Dar tu poți să-mi spui, uite, pun și eu întrebări dacă tot sunt invitat. Dar tu poți să-mi spui cine e șeful de campanie al Firea? Eu n-am aflat încă. Pot să spun că am idee, că e un mix între doi colegii de breazlă, să spun așa, dar ei stând oarecum, instituțional vorbind, stând oarecum low profile, n-am să-i devoalez. Nu e unul, să zic că el mai mare partid din România care scunză de PSD, uite, dânsul este șeful de campanie. E corect abordarea. Deci PSD-ul nu are oficial un șef de campanie. Da? E adevărat. Bine, PSD-ul e un partid care a dat afară din funcție un urmărit penal ca să pună un condamnat în locul lui. Adică... Ce crezi că se întâmplă cu liderii ăștia clasici? Și fără să înceva cu Dragnea. Crezi că s-ar putea întâmpla cu liderii ăștia clasici? O să fie ca dropiile pe cale de dispariție. Traian Băsescu, Ploarmă și Victor Ponta, mai au vreo șansă să... Da, aia ajuns Ponta la clasici, deci asta mi se pare genial. Da. Ponta care e mai mic de 100 decât mine. Era mult mai... Ponta e la clasici. Bun, Tăricianul vedem. E mai vocal, a fost vocal acum decât cu DNA. O să fie ca Zimbri și ca dropiile. O să fie o specie pe cale de dispariție. Și nu vezi care e modelul de... politician. Da, crezi că mai au vreo șansă să revină oamenii ăștia electoral vorbind? Poate Ponta la un moment dat, mă rog, dacă va fi suficient de stăruitor și dacă nu îl încalță ăștia. Pentru că de bine de rău are vârsta care, mă rog, îi permite. Stai o perioadă în uitare, după aia revii, mă rog, are 40 și o lecuță, da? Îi lasă ce Dumnezeu să n-a 60 și. Tăricianul e de o vârstă cu Băsescu și cu Oprescu, dacă nu mă înșel, 65. Da. Când dracu să mai... Care ar fi altfel viitorul? Altfel, Călin Bun, după părerea mea, are cea mai bună prestație politică din toată viața și opera lui publică de până acum. Da. Acum, când a ajuns la greu. Care crezi că e viitorul marilor partide politice în România după alegeri, să spunem? După locale și poate și după generale, să ne gândim așa. Cred că la un moment dat știu să împlinească visul ăla lui Băsescu, să se spargă piața în două, unii de stânga, unii de dreapta și o să mai fie balamaua UDMR-ului cât o să mai existe, că nu știu nici... Pe piața e spart acum, cred că trebuie să se unească, mai ales pe zona de dreapta. Păi da, păi nu... Se adune deci, păi ce, că pe stânga ai rezolvat cazul, că în afară de PSD nu mai e nimic. Vanghele, sigur, are visuri erotice cu partidulețului, mă rog. Da. Încearcă și omul. Și pe dreapta ai să fii serios, că dacă e unii pe PDL cu PNL, bine, e oriși o performanță deosebită. Unesc două partide care împreună o să aibă mai puțin decât avea unul singur. Unul a dat unul la ei, nici măcar. Așa.
Și după aia ce? Aia îl băsesc cu o construcție fără viitor. E partid de autor și e partid făcut pentru Udrea inițial și ca să aibă el unde să se retragă. Și cine? Poți să-mi spui un lider marcant al PMP-ului? Pe bun. Și în afară de asta și că nu mai există. ALDE tot așa, e o ambiție a lui Tăricianu, dar de la liberalilor că poate, da? Are niște nume, a început să-și consolideze niște structuri, da? Crezi-ne. A ajuns uluitor că Tăricianu este locomotivă electorală. În vremurile în care el a ajuns prim-ministru și tot, el era vagonul din spate, că îi tăra Băsescu pe toți după el și Tăricianu era ăla fără carismă, fără, nu știa lumea pe stradă, nu știu ce. Uite, acum a ajuns Tăricianu să... Vezi la ce bună maturizarea asta politică. Da. A ajuns Tăricianu să tărască partidul după el. Crezi că Dragnea a întărit, fiind și de un rezultat bun la localele astea? Așa se prefigurează, așa spun mulți, că totuși PSD-ul va câștiga, va fi mare câștigător al local. Dragnea ar putea să devină Dragnea Redivivus? Adică să se treacă ușor și peste povestea cu condamnare? Nu cred, Dragnea nu are nici carismă. Nu are vână de... Nu că nu are pricepere, pricepere are. Nu are vână de asta de conducător. N-are, el este mult prea echilibrat, sigur, în conservarea lui, a partidului, a cui vrei tu. Nu e de asta care să facă și gesturi kamikaze și tot. Adică, Dragnea, hai să spunem altfel, Dragnea nu-i Băsescu. Și atunci ce viitor are PSD-ul? Plus că hai să fim serioși. Pe Dragnea îl încalți oricând. Îi mai dai încă una cu suspendare. Asta dacă nu vrei să te bagi în Teldrum și ce Dumnezeu are el în spate și fonduri europene și alte povești de astea și te duci pe nasoale. Că hai să fim serioși, că ți-au ras până acum încă unul, mai ales că Dragnea totuși a făcut chestii de anvergură. N-a făcut... Te duci pe ce? Pe Bombonica și pe prostii? Păi da, păi și mai dai una cu suspendare pe Bombonica și cu aia cu suspendare s-a transformat într-una cu executare, oricare dintre ele și ai rezolvat cazul. Da, corect. Nu? Fără să... Asta dacă nu vrei să-l deranjezi foarte tare din punct de vedere penal pe zona de business. Și atunci cine poate și atunci să vină din urmă? El e oricând la mâna lor. Ce poate să vină din urmă? Ca eu asta spun, nu că Dragnea n-ar vrea sau n-ar putea, dar că e la mâna lor. E vorba dacă... E la mâna lor. Dăm drumul sau nu dăm drumul. Da. Să duce într-o instanță dreaptă, independentă și fără presiuni politice și aia o să spună, mai au una cu suspendare. Și două cu suspendare nu merg. Nu merg. Istoria și ce șansă are PSD-ul? Ce să facă? Să creeze un lider, nu văd. Să ia unul deja pe existent sau care a fost. Poți să-mi spui vreun lider al PSD, așa în general? Nu știu, se presupune că Ponta nu o să mai revină, deci hai să-l scoatem din ecuație. Dâncu nu știu cât se mai identifică cu PSD-ul. Și nu are nicio legătură cu vocația de lider Dâncu. Hai să-ți spun din punctul de vedere al omului care face în fiecare seară emisiune cu mai mulți oameni și care trebuie să-l cheme în principiu de la toate partidele. Deci au ajuns să... Și nu vreau să jignesc pe nimeni. Au ajuns invitați în prime time niște oameni care nu treceau de ora 14 la televizor. Și acum te bați pe ei în prime time. Nu mai există lideri. Cu toată dragostea, cum a spune prietenul nostru cum un Bogdan Chiria. Da. Nema lideri. Ei, uite, mă gândeam că m-ai întrebat și m-ai provat, mă gândeam acum, nu neapărat că paradoxal mi-e și vecin, dar mă gândeam că întărit din povestea asta cu DNA-ul și rămas de școală veche și lider în PSD ar fi Marian Oprișan. Acum nu știu dacă cât dau mai drumul discut. Și lui la alte dosare. Da, el e singurul, cel puțin el îmi vine mie în minte, care a înfrânt sistemul după 7 ani sau cât Dumnezeu a fost, a înfrânt sistemul cu... Sau, l-am vins. Sau este singurul pe care sistemul a ales să nu-l omoare încă, dacă vrei să privești și din celălalt unii. Nu, totuși, hai să fim serioși, că e discuția asta cu dezincriminarea abuzului în serviciu. Oprișan e președinte la Consiliul Județean de când era mama fat. Dacă ei, prin tragere la sorți, prin ce vrei tu, din mormanul de acte semnate de Oprișan de-a lungul istoriei, din trei măcar unul îl găsești să-l identifici cu așa zis o abuz în serviciu de astăzi, care este, știi și tu foarte bine cum e definit. Da, ani mulți. Deci dacă vrei cu adevărat, poți. Era o reclamă când eram noi mici. Crezi în 90. În scenariul ăsta tot aruncat tot mai des pe piață de analiști, de comentatori, de realizatori, că Iohannis va fi suspendat, poate anul ăsta, poate cât mai curând? Am mari dubii care cine deocamdată, că ăștia nu sunt vânoși să se încordeze și pe de altă parte, cum să spun, e calul de bătaie perfect. Nu s-au... Iohannis, dacă mă întreb pe mine... Nu s-au unit ei când au avut 70 ceva la asta, da, să schimbe. Puteau să schimbe Constituția, nu de ajuns un președinte. Plus că Iohannis, cum să zic, e folositor și dacă vrei să te...
să ai în cine da. Sau de cine te desolidarizezi, aici mă refer la liberali. Adică e convenabil din punct de vedere. Sigur că așa, molul, cum pare el, se întâmplă lucruri în favoarea lui. Ne place sau nu, toți foștii lui dușmani, rivali, politici, nu știu ce, ajung pe la brutărie părând. Sigur, domnul președinte nu se implică în justiție, dar se implică justiția să-i facă mici plăceri. Din când în când își pune oamenii pe unde vrea. Nu deranjează așa. Da, una peste alta. Și el își face treaba, se simte bine, se plimbă cu doamna, răvășitoarea, mai o cumpărăturică, o gentuță, o rochiță, o atenție. Până la urmă îmbogățește universul cultural și turistic al familiei. Ăstorlalți le convine pentru că dai în el ca în fasole. Ăsta nici măcar nu răspunde, ca Băsescu. Că cu ăla te luai, te scuipai, țigănește, te înjurai. Da. Cu ăsta nici măcar atât. Deci nu știu dacă există interesul necesar, doar să vină, nu știu, un val. Da, și cine să fie liderul care să beneficieze? Ca asta te întreb. Adică de bine, de rău, atunci erau doi care aveau planuri de mărire. Ponta și Antonescu, care totuși erau oameni politici, nu erau cu defectele lor, cu tarele lor, cu nu știu ce. Și ziceai, bă, razi pe Iohane, pe Băsescu, ca să instalezi cuplu de vis. Unul președinte, unul prim-ministru, își văd amândoi maximum în viață și toată lumea fericită. Mă rog, nu era instalat deja prim-ministru, dar să-l înțepenește acolo. Acum, dacă îl dai jos pe Iohannis, pentru cine îl dai jos? Pentru Blaga sper că nu, că totuși e de o vârstă cu patria. Pentru Gorghiu, pe bune, pentru Dragnea. Și în rest, pentru cine? Tăricianu și el, vorba aia, a atins vârsta legală de pensie. Pentru Nea Traian? Îl dă în jos pe Claus ca să răsară tânăra speranța politice românești, Traian Băsescu? Nu vezi că n-ai nici pentru cine? Da, e corect. Singura problemă care deranjează... Sigur, l-au descăpățânat pe Zoro, că altfel era de mare perspectivă. Era zgonea într-o formă de zile mare. Adică, singura problemă... Îți zic că asta spune mult, iartă-mă, Dane. Te rog. Spune mult despre clasa politică de asta. Dom'le, PSD-ul, repet, cel mai mare partid în România, cum zice Chiriac, slăvit fie numele în veci, urmașul comuniștilor, PSD-ul, să chinuie să-l dea jos din funcția pe care l-a pus pe Zgonea, prietene. Deci Zgonea era omul numărul 2 și executivul celui mai mare partid din România. Asta nu spune mult despre România, despre partide, despre... Da, uite, mă întrebai de, sau ziceai de alternativă. E adevărat, singura problemă a politicianului, a parlamentarului român nu e neapărat cine e președinte acolo, are președintele perfect, dar rămâne problema DNA-ului, adică un puci mai repede l-aș vedea în sensul modificării legislative, povestea asta. Nu e modificare. Mai tai un pic din aripile DNA-ului, că altfel dacă n-au o gură de oxigen, nu, oamenii ăștia mor. Trebuie să definești mai bine legislația. Și mă rog, acum ajung și Băsescu la concluzia asta, știi? Că lui au folosit abuzul penal și traficul de serviciu și traficul de influență și toate astea când era președinte și trebuia să-i strângă de portocale pe aia care le enervau. Acum când a ajuns a lui și cu el să dea cu subsemnatul, să Udrea și intrat, asta niște luni de zile, adică nu e și e trimis în judecată pentru un chintal de infracțiuni, acolo a constatat că sunt prost făcute. Păi prost făcute după vremea lui. Numai că atunci îi foloseau și astăzi nu îi folosesc. Da, și Băsescu azi are dreptate, e drept, tardiv. Dar are dreptate. Legile trebuie modificate. Și după părerea mea, Curtea Constituțională și în lumina tuturor documentelor internaționale pe care le-am citit la toate convențiile la care suntem noi parte, ar trebui să declare neconstituțională formularea nu existența a infracțiunii. Nu, să o definească dracului. Ai abuzat în serviciu făcând asta și asta contra avantajului cu tare sau nu știu ce. Dar dă-stea cum... La Olguța a dat cu mermeleală pe trei blocuri și a obținut un favor electoral necuantificabil financiar etică. Păi bun, a ajuns primăriță, da? Din funcția aia de primăriță iau și rezultat niște bani, că nu spune că Olguța s-a dus la salariu mai mare, că leafa de la primăria Craiova e cred că e tot aia că tu avea și în senat, adică nu cred că primarul Craiova are leafa mai mult decât are un senator, sau top acolo sunt. În rest, ai prins-o pe Olguța că i-au crescut trei vile, că să zici, da, a făcut ăla în avans, în speranța că o să ajungă primăriță, o să le dea la unii niște contracte și o să se pricopsească. Totul e minunat, dar am rămas la pricopsit și la demonstratul pricopselii. Că altfel a ajuns primar al Craiovei. Da, tot să bat pe voturi. Așa sunt alegerile. În ciuda părerii doamnei Chioveși, alegerile sunt pe voturi, nu sunt pe decizii politice. Pe ultima parte îți propun să ne focusăm un pic pe pronosticuri, să zicem așa, pe cum vezi tu câștigătorii alegerilor și la București, că tot se zice că e ora exactă care se dă de aici, dar și pe țară, măcar în marile orașe așa.
La capitală, Firea, Nicușor Dan, Predoiu. Dacă Firea continuă să stea în casă și să nu facă nimic și nu se întâmplă, nu știu, nu vine trăznetul mare, fulgerul mare pe care l-a anunțat Vanghelie, matematic n-are cum să pierdă. Predoiu stă în cele mai optimiste calcule ale liberalilor combinate cu cele mai pesimiste calcule ale PSD-iștilor la 8 puncte distanță. Deci, repet, Firea la cel mai jos scor din sondaje și Predoiu la cel mai sus scor din sondaje, puși cap la cap, sunt la 8%. Deci gândește-te că poți să fie 10, 12, cât dracu sunt. Nicușor Dan ăla s-a născut mort, cu toată dragostea. Eu încă n-am întâlnit, deci cu excepția era să zic tâmpiților de pe Facebook, dar chiar pe din întâi amendează cineau că ești pe internet. Nu, poți să deci spui faimoasa generație Facebook și a taximetriștilor cu care a negociat cineva în numele lui Nicușor Dan, că nu cred capabil pe el. Deci nu, n-am întâlnit altul care să-mi spună că îl votează pe Nicușor Dan. Repet, cu excepția istericilor aia de pe Facebook, care nu sunt atât de mulți cum s-a dat de înțeles la alegerea lui Iohannis cu furca, și a taximetriștilor. Și repet, taximetriștii sunt vehicul electoral foarte... Eu sunt consumator de taximetrie de foarte mulți ani de zile. Și văd același fenomen care era pe vremea lui Băsescu. Toți taximetriștii erau cu Băsescu. Acum toți taximetriștii sunt... Te iau așa până în văluire. Ce zice șeful, cu cine votăm, nu știu ce. Și după 2-3 minute, când le zic că nu mă interesează sau că n-am chemat, nu știu ce. Dom'le, eu am zis totuși să-l votez pe Nicușor Dan ăsta. E totuși altfel. E totuși... Toți au ce... Bă, zici că sunt predicatori. Interesant. Și Ludovic deci Orban avea o strategie. Și Ludovic Orban a avut o strategie de și au, adică, că de când au toți tablete, telefoane inteligente și tot, și toți îmi arată pe filmulețe pe pagina lui Nicușor. Adică oamenii nu doar că au urmări și... Da. El le-a făcut faimoasa promisiune că scoate pe ea din Ilfov din București, că ăsta e hitul, și că ea din Ilfov sunt ai lui Pandele, care e bărbat cu Firea și așa. Deci ăsta e hitul, dar se pare că cineva a promis în numele lui, că hai să vezi tu pe Nicușor, discutăm cu liderii taximetriștilor. Nu-l văd promițând nimic, nu știu. Deci cineva a promis pentru el. Așa, iar restul nu există, adică hai să fim serioși. Deci o fire a stâncii acasă este câștigătoare. În mod normal, repet, dacă nu se întâmplă apocalipsa, nu știu, vine și lea miliția militară pe Pandele. Vorbim și dacă lea militar pe Pandele, femeia va fi pe liste oricum ar fi. Pe asta zic, și dacă lea militar pe Pandele, o să zică lumea, uite bă, nenorociții, n-au putut să oprească, altfel și l-au luat pe unul. Stai, au fost primari care au fost arestați preventiv în o zi, două înainte și au ieșit duminica Botului. Jilava, Jilava, după aia mai avut pe la Măgurele unul, adică nu e nimic nou asta, nu e o găselniță. Păi și o să fie un deci, caz. Deci Firea va ieși și în contumacie. Domnul Cherecheș de la Baia Mare, eu să Jilava să câștige din pușcărie, că nu i-au dat drumul încă. Hai să-l repede și pe sectoare atunci. Cum vezi, sectorul 1? Ai un Nazare la liberali, ai un Tudorache. Îmi văd că Nazare e foarte promovat de liberali. Nu știu cât a prins. El a mers mult la televizor. Nu știu în ce măsură mai contează televizorul, Dani. Plus moștenirea Kiliman, care nici contează nu sau e, nu acolo. Nici Tudorache nu e vreun vis, adică să fie vreun carismatic electoral. Da. Tudorache are partid mare. Nazare are totuși un sector care a fost condus de liberali și, mă rog, cetățenii sectorului 1 au multe motive de bucurie în comparație cu... Pentru că știm tu cu toți foarte bine. Kiliman a avut cel mai mare buget posibil vreodată și pe care trebuia să-l cheltuiască. Nu putea să fugă cu toți banii acasă. Adică oricâte valențe de-astea ar fi avut Kiliman, trebuia să și bage. Și a băgat. A făcut reabilitări de blocuri. A făcut stres pe la un buget l-am mare. Și a avut buget mare. Cel mai mare buget din București la sectorul 1. Adică păi asta spun. N-ai cum să... Și chestia asta se simte. Adică... Că tot, ce să spun, nu o să mai poată locuitorii sectorului 1 că a fost arestat Kiliman și după aia a pus în libertate. Deci tu crezi că poate, e și pariul meu, e și pariul meu, am zis Nazare tocmai bazându-mă pe această moștenire a lui Kiliman și modul în care... Laura Chiriac a fost, Laura a fost colega mea de emisiune, între altele, și ea a fost activă, s-a zbătut, s-a reușit, n-are partid, n-are structură, n-are bani în spate, n-are... Adică eu zic, nu știu, dacă Laura iese pe locul 3, mie mi se pare că e super performanță. Deci la unul avem un pariu comun și eu am zis că are șanse deci, Nazare. Probabil Nazare. Să vedem. La 2, văd că s-a încurcat. După Onțanu s-a încurcat deci, un pic. Se pare fabulos. Deci candidatul ăla de la PSD, eu nu pot să spun că știu cum arată. Adică... Da, de frate cu Rodica Nassar sau ce da, și a fost viceprimar. Și viceprimar ani de zile. Adică... Deci dacă le vor funcționa rețelele și nu ia miliția de pe stradă,
Probabil că PSD, deși a băgat Dan și Dan Cristian Popescu și, mă rog, tot grupul din spatele lui, deputatul frații Popescu, cum zice Cristescu, da, s-au băgat bani grei în candidatura asta. Acolo se joacă, că, mă rog. Știi că Cristescu, oricât a lătrat el la televizor, n-are nici la partid. S-a mai introdus în povestea de la sectorul 2 încă un vector. Sau cel puțin, așa, spunea zile trecute Mirel Palada, el face sondaje și știi că e mai implicat în fenomenul ăsta. Spunea că Dumitru Pelican are și el o șansă. Mitică Pelican este foarte... Toată lumea îl știe, Dumnezeu. Ăia de la generația noastră în sus îl știu de când era la Minutul și Scorul la radio. Exact. Iar ăilalți îl știu că dacă n-a rupt studiourile de... Dacă e vreun om care a rupt studiourile de televiziune în ultimii ani de zile, păi la Mitică Pelican e. Da, am înțeles că stă bitișor, mai ales în contextul în care el are un partid care practic nu deci există. Deci după cine ai paria așa, a flerut-o în momentul de față? La 2. Dacă nu ia miliția de păsată, cred că PSD-istul am necunoscut. Da? Eu am zis că liberalul, am zis că și ești pe liberal, dar într-adevăr... Adică, dacă funcționează rețelele care l-au ținut atâția ani de zile pe un țeanu primar, că de asta zic, că dacă nu ia miliția dacă nu s-au speriat stradă, și n-au fugit și rețelele. Așa, cred că are șanse. PSD. Da, cred că va fi echilibrat, pentru că, repet, s-au pumpat bani mulți în Popescu. La trei aproape că n-are sens să discutăm. Nu înțeleg, nu știu. Deci Negoiță e ca regele soare. Ceea ce mi se pare iar de noaptea minții. Adică dacă Robert Negoiță a ajuns să domine... Da, mă rog. A dominat el Maria Evanghelie. Da, deci e închis. Dar totuși e mai scus în Maria. E închis meciul și eu cred că la trei n-are sens să facem pronostic. La patru e... La patru, aici era interesant. Ia, știu cum să-ți bate la interimarul. E un Iureș acum... Se chinuie să dea drumul la o bucată din faimosul pasaj ăla care a ținut Berceniu izolat de restul omenirii. Au asfaltat în viteză, deci dau drumul la o bretea, mai au străpungerea aia. Mă rog, ce n-a știut băiatul ăla, la Băluță te referi la... Nu, eu zic că el e Sava de la PNL, care e interimar la capitală și el e candidat la 4. Și vrea să-și treacă capitalul electoral de la capitală din coace, zici tu. Da, și stă toată ziua. Dar și celălalt interimar care se bate cu el. Și celălalt se luptă cu ceva pe acolo și cu Piedone se luptă. A reușit să-și îndepărteze capitalul electoral al Piedone, nu știu cum. Nu știu de la ce s-au luat, că am înțeles că erau foarte apropiați la un moment dat. Și acolo contează mult și Piedone. Dar... Și eu cred că va fi eu. Dom'le, dacă candidat Piedone câștigă de acasă, deci nu trebuie să meargă pe străzi. Păi e echilibrat acolo. Cred că totuși Băluță câștigă. Dacă mergi pe Băluță. Pe mine. Adică cred că e mai PSD sectorul 4 în sine, așa. Eu merg tot pe greaua moștenire și cred că Chiliman poate salva la 1, la fel cum poate și Piedone salva penelistul. Și zici că se ia liberalul, se ia Sava? Acum, e un scenariu, nu știu, dar văd că e foarte, foarte prezent în spațiu public cu Piedone, cu oamenii de acolo. Să vedem. Dar să umble Piedone cu tine? Da, abia aștept, să-mi spui la 5. Eu votez în 5, noi am stat o bună bucată de vreme în sectorul 5. Și eu? Și buletin de 5. Exact, suntem mergem duminică. Sunt plătitor de impozite și taxe în sectorul 5. Deci iată, sectorul avem atâtea lucruri comune, o relație lucrativă. Plecam de tinerețe de la Scânteia amândoi și ajungeam în capătul Bucureștiului la sectorul 5. Pe vremea când nu ne dăm seama că totuși locuiam la 10-12 minute de Casa Poporului. Exact. Ce nu e chiar sfârșitul lumii. Cred că Marian. Crezi că Marian? Da. Interesant. Nu cred în Raeschi. Și nu cred că e pe profilul... Noi avem pe Florea de la PSD. Nu are nicio șansă, i-am spus-o și lui. Da? Nu cred, adică o fi partidul mare. Dar hai să nu știu. Închide meciul Marian, zici tu. Cred că are șanse să închide meciul Marian. Eu am zis că n-are cum, pentru că oamenii vor înțelege că omul nu poate să meargă la servicii a doua zi după ce e votat. El are o măsură de control judiciar și dacă duminică iese primar, el luni nu se poate duce la servici. Nu luni, nu lunea asta, nu lunea următoare. Mai o bună bucată de vreme. Mai există artificii juridice. El nu are voie să-și exercite mandatul vechi, acolo are un mandat nou. Nu se poate duce la primărie. Da, are voie contești în instanță, ai un mandat nou, ești validat de biroul electoral, da? Da. Și nu ai voie să ți-l exerciți pe la vechi, pe care nu ți-l ai exercitat, că da, ai avut interimat. După aia ai venit și ai un mandat nou. Să-ți dea o nouă măsură de control judiciar. Dă-o dracu, știu avocații de astea. Și Vanghelia nu dă nebun candidează. Nu știu, eu cred că are șanse. Cred că are, asta e părerea mea. Hai să vedem. Eu sper să te contrazică votanții din sectorul 5, dar acum na. Eu n-am un problem. București a fost deci surprinzător dintotdeauna. Deci nu mi se pare cel mai dezastros primar din istorie, Vanghelia. Spun sincer. Și
Și la 6, urmașul lui Rareș Bănescu. Frate, ești greu. Urmașul lui Rareș Bănescu, cine Dumnezeu e? Eu cred că în niciun caz liberalului, aia e clar. Adică... Mie mi se pare că a avut o prestație mult, mult peste așteptări. Bine, nici nu-l cunoșteam. Am avut ocazia să-l cunosc mai mult în campanie electorală. Gabi Mutu, pentru mine e o revelație. E o revelație pozitivă. În primul rând că nu e un idiot, cum îl bănuiam. Mutu vorbește cum a avut și el sloganul. Bă, a știut să vorbește cu Mutu, scrie zi lui Mutu. Așa afla lumea că există, că până acolo se știa cineva că există Mutu pe pământ. Și plus el a avut o prestație foarte decentă la televiziune. Peste tot pe unde l-am văzut, foarte decent, foarte articulat. Aici avem un pariu comun și eu cred că poate să preia. Cred că da. Nu știu cât poate să aducă. Florescu l-aduce mult de obicei. Și a investit mult Florescu în poveste, sigur. Și pe el, dacă duce mult cu plasa la bătrâni, la zile. Da, și voturile se iau și de la bătrâni, și de la zile, și de peste tot. Și Florescu e unul care își construiește candidatura asta. Nu contează. Tura trecută n-a avut loc de Mănescu, că a fost candidat. Nu contează faptul că n-are totuși un partid în spate, o logistică, o... nu știu, un aparat de scos oamenii. Nu știu dacă nu și-l va fi și făcut, habar n-am. Da. Și pare că are de cheltuit în continuare. Sigur, întrebarea e de unde. Că el a fost bugetar, a lucrat la piețe. Da. Da, sigur. Asta dacă vrea statul de drept să întreb. Eu n-am nimic cu Florescu. E perfect paralel și perfect... Și la nivel de țară, cum crezi că va fi? Închide PSD-ul meciul? Cred că da. Cam da, nu? Și nu pentru că... Poate în Transilvania. Nu pentru că ar fi ei buni. Nu, în Transilvania n-am nicio șansă acolo să... Am zis că Boc are 70% la Cluj. Da, Boc e... Păi, dar ce că n-arată? Eu n-am mai fost în Cluj de în 2008, când mi-a făcut o părere execrabilă. 2008 sau 2009. Da, nicio decât dar acum am înțeles, a fost filmul la ceva festival care a fost contemporan cu Tifu și mai a fost un festival de cultură urbană și mi-a zis că arată superb Clujul și că e foarte bine făcut. Foarte... Mă rog, Boc a drenat camioane de bani când a fost premier către oraș și județ. Da, Ardealul, în general, cred că e șansa și... PNL-ului de a nu se face de râs total în alegerile astea. Și, da, probabil o să câștigi și Bolojan la Oradea, adică ei au zonele lor unde e foarte greu să miște PSD-iști. La Cluj nici măcar nu se străduiesc PSD-iști. Dacă PSD-ul reușește la Cluj performanța, mă rog, ei teoretic n-au candidat susținut un independent, da, te strigi de râs. Deci dacă PSD-ul reușește performanța să iasă în spatele lui Liviu Alexa de unul singur, deci este asta denotă puterea grupului de la Cluj, adevărata puterea grupului de la Cluj. Deci dacă îi bate Alexa singur pe PSD-iști, de-aia ar Dumnezeu să o facă, va demonstra încă o dată cât de mare gogoașa a fost cu PSD. Și mai, deci când m-am certat eu cu Rus, pe vremuri, acum mă rog, suntem într-o relație cordială, ne dăm cât un SMS o dată la jumătate de an de zile. Când m-am certat cu Rus, când spunea el, erau ei gânfoși și el cu Dâncu. Dom'le, ei nu pot să crească la Cluj partidul, că Evanghelie la București încurca Evanghelie în sectorul 5, că ziceau ăia că, dom'le, la Mitici, ăia, domnul, știu ce. Nu mai e nici Evanghelie, nu-i mai încurcă nimic, înțelegi? Da. Iată dovada cea mai locventă, îi bate ăla cu ceasul de la gar. Bă, deci Boc a reușit performanța să-l bată pe Rus în ultimele alegeri, în contextul în care Boc venea dat afară cu picioarele în spate de la guvern, adică și după câtă iar campanie PDL-ul era un picaj anti-guvern, Boc a fost, adică Boc a câștigat când teoretic nu mai trebuia să câștige nici președinția scării de bloc. Da, și totuși i-a bătut. Sigur, a fost singura dată când a mișcat și PSD-ul. Da, mă rog, a mișcat PSD-ul și USL-ul în contextul în care ei au reușit să facă vreo, nu știu, 30 ceva la asta sau cât dracu au făcut când aveau în țară 70, adică așa mișcă ăștia la Cluj. Victor, ai o emisiune grea, de fapt, o serie de emisiuni grele de seară în povestea ei. Da. E ultima asta campanie electorală, ultima asta de medii. Iată că l-am convins pe Ponta să apară la televizor la București. Așa că am auzit, da, interesant, vine și Ponta, parcă ce și Tăricianu. Și Tăricianu. Greu, trebuie să te lupți cu elefanții politici. Și dacă mă întreabă politicii. Cineva, cred că apare și Udrea mai pe seară. Oh, am înțeles, deci chiar adică ai o zi se pare că agitată. Sunt lucruri de spus, pentru că dacă... Hai să fim serioși, când vor totuși trei oameni importanți, fiecare în felul lui și niște oameni care au făcut jocuri și poate vor mai face jocuri politice în țara asta și când vor să apară în același timp sau mă rog în aceeași zi la televiziune, înseamnă că și ca ciudățenie va fi... Adică, hai să fim serioși. Unul după altul așa învănțuiți, nu cred că să e de pomană tot. Atunci îți mulțumesc că odată că ai venit alături de noi, te mai aștept și eu după alegeri. Eu vă mulțumesc vouă pentru invitație. Și așteptăm pronosticurile să vedem cât se adeveresc, cât nu, cât de aproape ești, cât de aproape sunt eu, cât de aproape sunt invitații din săptămâna asta. Doamnește!